Romani 1, 8, 17. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu pentru Isus Hristos, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi, că își doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la o lată în mijlocul vostru, prin credință pe care o avem împreună, și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi ca printre cei în neamuri, dar am, fost, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce, privește, în ce mă privește pe mine, am o dorință să vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărei care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Vă loc să vă așezați. Deja fratele Mișa mi-a spus să nu... Eu vorbesc câteodată foarte repede și mi-a spus deja să nu vorbești repede. Dacă, frate, dacă vorbesc repede, fă un semn. Dacă mai țineți minte, cred că o lună în urmă am predicat de la Romani, am început Romani 1 și am predicat primele șapte versete. Nu are rost să mă repet. În schimb, ca să facem o categorisire, ca să ne se întărească nou în minte și mai ales celor care sunt interesați de teologie și vreți să știți mai mult, mai adânc, Vreau să înțelegeți că această epistolă care a fost scrisă de către Pavel, către Biserica din Roma, a fost scrisă prin anul 5-6 din Corint, în timpul a, a treia lui călătorie, care când călătorea spre Troa, călătoria misionară 3. Din punct de vedere teologic, este una din cea mai importante epistole în care arată transformarea omului de la un om păcătos la un neprihănit. Și aici mai atinge și problema iudeilor, el fiind singur iudeu. Dacă o punem, v-am spus și data trecută, dar repet ca să ni se întipărească, dacă o categorizăm, fiecare carte din Biblie se poate pune într-o, face parte dintr-o categorie. Și Cartea Romani face parte din categoria de sotiorologie, care este doctrina salvării, adică învățătura despre salvare. Și une, este unul corinteni, doi corinteni galateni și romani. Face parte din sotiorologie. Dacă luăm alte cărți, eschatologie, adică doctrina venirii lui Hristos, unde este unul și doi tesaloniceni. Cristologie, doctrina fiului, unde este efiseni, coloseni, filipeni. Dacă ați vrea să... dacă spuneți că evreii sunt către evrei, sau către evrei, dacă cine dintre dumneavoastră considerați că este scrisă de Pavel, s-ar putea pune și ea aici, la doctrina Fiului, în mare parte, desigur. Ecliziologie, dacă vreți să știți despre doctrina bisericii, cum este o biserică, ne referim la 1-2 Timotei și Tit. Ce atrage Pavel atenția aici sau ce vrea să ne spună el în cartea către romani? El explică justificarea și neprihănirea, care se capătă numai prin credința în Hristos, și este subliniat la versetul 17: O neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Desigur, dacă citiți în alte traduceri, veți vedea că în limba engleză se neprihănirea este tradusă ca și righteousness, adică ca și dreptate. Exact așa e tradusă și în limba rusă. E tradusă ca și dreptate. și noi înțelegem, dacă știm precis, de fiecare dată aproape când predic, mie îmi place să reamintesc Luca 19 cu 10, pentru că aceasta a fost misiunea lui Hristos, că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască sau salveze ceea ce era pierdut. Înseamnă că nimeni dintre noi nu poate să spunem că noi nu am fost pierduți. De aceea, Hristos a venit să ne salveze. Și ce obținem noi în momentul în care suntem salvați? Sau am fost noi salvați? Suntem noi salvați? Vom fi noi salvați? Ce credeți dumneavoastră? Salvarea înseamnă împăcare cu Hristos. Și dacă vrem să luăm ca și trecut salvarea, noi am fost salvați. Am fost salvați în momentul în care am fost justificați, fiind justificat în momentul în care ai fost iertat. Dumnezeu, când te-a primit în familia sa, nu s-a gândit o lună sau un an să-l iert sau să nu-l iert. Ori ești iertat, ori ești vinovat. Când judecătorul dă cu maletul, cu ciocanul care judică și când spune verdictul, când o dat, în momentul respectiv, tu, verdictul ți-a fost pronunțat, vinovat sau nevinovat. Așa e și aici. În momentul în care ai fost justificat față de Dumnezeu, prin Hristos, prin credința ta în Hristos, este instant. Instantaneu. Ai fost salvat. Suntem salvați ca și sanctificare, ca și sfințire, care durează o viață. Și, desigur, este altă predică, dar aceasta durează o viață și merge, ar trebui noi să mergem în, în sus, că spune să creștem în cunoaștere. De aceea se durează să nu poți să nimeni în timpul vieții de astăzi nu poate să spună că El este Sfânt. Nimeni. Nu este un singur om ca să spună că este Sfânt. Chiar și dacă ești pocăit. Chiar dacă ești credincios. Nu poți să spui că ești fără păcat. Absolut deloc. Și vom fi salvați în momentul în care vom fi glorificați și glorificarea nu poate să vină, glorificarea noastră nu poate, poate să vină numai la învierea morților sau atunci când Hristos va veni. Când va veni și ne, ne va lua din trupul care va fi în viață, ne te va lua din trupul care îl ai acum și vei primi un trup glorificat. Pentru că în 1 Corinteni 15 cu 50 scrie că sângele și carnea nu poate moșteni împărăția cerului. Nu poate un om în sânge și în cum este el să între în împărăția cerului. Și dacă vreți să citiți 1 Corinteni 15, este, o, o, este un capitol foarte încărcat și are foarte multă um, informație acolo. Mie nu niciodată nu mi-a plăcut să spun cuvântul vom învăța niște adevăruri. Pentru mine toată Biblia este un adevăr. Și nu pot să spun că un adevăr din Biblie e mai mare decât alt adevăr din Biblie. Vom învăța astăzi niște adevăruri. Dacă nu spunem adevăruri când suntem la aici sau dacă nu spunem adevăruri când suntem acolo, nu știu ce să spun. Noi suntem datori să știm ce scrie aici. În fine. De asemenea, noi știm că biserica din Roma nu a fost înființată de către Pavel. Nu a fost înființată. Și dacă este mai mult ca și o uh, epistolă misionară. Și ca să vă reamintesc, am mai pomenit data trecută despre o uniune ipostatică, așa se cheamă, Uniunea ipostatică a lui Hristos. Adică Hristos, în aceeași persoană, era om și Dumnezeu în același timp. În același timp. Și ce vrea să spună Pavel acum trecând imediat la aceste versete, ce vrea să spună uh, Pavel aici? Noi le putem împărți aceste versete care le-am citit astăzi în două părți. Este în primul rând este Pavel și creștinii din Roma, adică legătura dintre care o avea Pavel cu creștinii din Roma, nu o legătură directă, sau cum îi place lui Pavel să spună față în față, ci o legătură prin scrisori. Și a doua parte este ce sublinează el, Neprihănirea se capătă prin credință. Adică noi nu putem să ne justificăm noi înșine în fața lui Dumnezeu decât prin credința care o punem noi în Hristos. Mișada? Și mai, ce mai putem scoate de aici, niște cuvinte cheie, sunt cuvintele care ne subliniază și ne, ne dau niște mesaje, sau sunt cuvinte cheie la care, când, când noi citim, trebuie să atragem atenția și este vorba de. Mulțumire, slujire, fericire, îmbărbătare, datorie, putere, neprihănire, credință și viață. Și dacă le puneți astea toate împreună, să vedeți că puteți să faceți o predic sau un mesaj din aceste cuvinte. Dacă începem să, luăm, să citim versetul 8. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin, Hrist prin Isus Hristos pentru voi toți căci credința voastră este vestită în toată lumea. Cu ce începe Pavel, versetul 8. Mai întâi, adică înainte de toate, nu contează dacă mai întâi și vrea să aducă mulțumire, mai întâi el este mulțumitor. Mai întâi, înainte de toate, înainte de a spune ceva, este mulțumitor. Pentru că am, nu asta nu neapărat are legătură că am fost e coincidental, că am fost în săptămâna mulțumirii, am avut Thanksgiving trei zile în urmă și noi am mulțumit și am avut și serviciu joi, dar Pavel este mulțumitor. Mulțumitor în primul rând cui? Este mulțumitor și ne spune aici, lui Dumnezeu. Și prin cine? Prin Iisus Hristos. Tot Pavel la Tesaloniceni 5, 18 spune mulțumire lui Dumnezeu pentru tot. Pentru ce? Pentru unele lucruri? Nu, pentru toate lucrurile. Că ce este? Este voia lui Dumnezeu ca noi să fim mulțumitori. În Hristos Iisus cu privire la voi. Mă rog, aici el se adresează la Tesaloniceni, dar noi putem să luăm acest verset și să-l aplicăm oriunde vreți dumneavoastră. Mulțumirea trebuie să fie o stare continuă a unui creștin. Pentru ce? Eu, eu, cred că un lucru principal pentru care trebuie să fim mulțumitori, pentru că suntem aici, pentru că îl cunoști pe Hristos, pentru că Dumnezeu te-a iertat, datorită că tu îl cunoști pe Hristos. Sau te cunoaște El pe tine. Și cui, prin cine mulțumește? Iar că foarte multe, chiar și unii creștini spun, da, sunt foarte multe căi care duc la Dumnezeu și poți să ajungi la El, poți să ajungi la o, cunoștință și la atâta că nu mai ai nevoie de Hristos, nu neapărat trebuie să fie Hristos, nu este adevărat, pentru că Iisus spune la Ioan 14 cu 16, El spune, eu sunt calea adevărului și vața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există altă cale. Și pentru ceea nu mi mulțumește în cazul de față, sigur că Pavel poate să aibă și alte motive de mulțumire, dar în cazul de față el mulțumește în primul rând pentru cei din Roma, măcar că nu i-a văzut. Dar este mulțumitor pentru ei, pentru că credința voastră, adică credința lor este vestită în toată lumea, dar de unde știe Pavel? Înseamnă că a auzit. Dacă a auzit, înseamnă că biserica din Roma a făcut ceva, ce însuși Hristos a spus. Matei, vreau să pui Matei 5 14 la 16. ce scrie acolo? Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci să o pună în sfeșnic și luminează tuturor ceruri din case. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să salvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Vedeți, aici... Așa Pavel a auzit despre biserica din Roma. Dacă biserica din Roma avea lumina stinsă sau dacă spune aici avea credința lor nu era atât de mare sau nu își făceau ei datoria de a fi o biserică misionară sau să știu o biserică să răspundească Evanghelia, Pavel nu avea cum să audă de ei. Înseamnă că la ce am fost chemați noi să fim sarea și lumină. Înseamnă că biserica din Roma și-a îndeplinit cei la ce au fost chemați. Ei să fie credința lor să fie lumină în toată lumea. Dacă mergem mai departe la versetele 9 și 10, pentru că dacă vedeți aici, nici nu este măcar virgulă între versetul 9 și 10. Dumnezeu care îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetate în rugăciile mele și cer tot, totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Aceste versete au fost împărțite, dar ele în, în, împreună sunt o frază singură, cel puțin așa în Cornelescu. Am aici, că am mai multe traduceri și mă mai uit la ele. Și în primul rând Pavel spune cui el slujește. Cu asta începe. Dumnezeul el mulțumește și Dumnezeului care el slujește. El, asta face Pavel, el și întărește la cei ce a fost chemat. Și dacă citiți în, versetul 16, tot ce spune că căci mie nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Și el mulțumește pentru toți, pentru această biserică, pentru toți oamenii care sunt în această biserică. Pentru că la asta am fost chemați. Să ne rugăm unii pentru alții, să ne iertăm unii pe alții, să ne purtăm poverile unii altora, să ne îngăduim unii pe alții și, ca și martor, ca și martor în acest caz, Pavel îl aduce pe Hristos. Adică, tu nu vrei să mai ai, să ai mai mare martor decât Hristos, că tu ai făcut sau ești ceea ce spui. Dacă Hristos este martorul tău, atunci să știi că în cazul de față vei fi biruitor. Și se roagă pentru un și se roagă pentru o pentru un scop anumit. Și cer întotdeauna ca prin voia lui Dumnezeu, dacă citiți și alte traduceri, spune că în voia lui Dumnezeu să se găsească o cale pentru mine. Dar aici Cornelescu traduce așa, Cer, ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Fe, fericirea care poate să fie fericirea lui Pavel? De ce, de ce Pavel vrea să, să vină așa de mult la, la Roma? Pentru că fericirea unui creștin este într-o comuniune cu alți creștini. Nu poți să fii creștin singur. Noi nu suntem adepții la sihaștri sau să mergem într-o peșteră acolo și să ne dedicăm noi sau să fim Izolați, creștinii trebuie să aibă o comuniune împreună și o să vedeți mai departe ce spune Pavel despre această comuniune. Dacă citim mai jos la versetul 11 și 12 că își doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Când Pavel spune că vrea să-i vrea să vadă, adică pentru că el nu-i văzuse încă, el vrea să-i vadă, să știe cine sunt ei, cum arată ei, nu, nu totdeauna dacă dumneavoastră sunteți curioși, înainte de a fi în, în această, epoca tehnologiei, când toate sunt la vârful degetelor, nu mai ai scris ceva, ai tipărit ceva sau ai căutat ceva și imediat ai văzut cine, ce și cum. Când pe timpul lui Pavel nu. Chiar dacă Pavel auzise de el, știa de el, dar încă nu-i văzuse la față. Și el vroia tare mult, că își doresc să vă văd. Și când spune să vă dau vreun dar duhovnicesc, nu înseamnă se are în vedere aici ca să ia, să aducă un da, să le aducă ceva. Dacă citiți în limba engleză, în limba engleză, în King James Version, spune, I may impart. I may impart. adică să poată să aibă o părtășie, să le dea ceva, nu să le dea ceva și după asta el să nu mai aibă, nu la asta se referă. Se referă să le dea ceva ca ei să poată în același timp tot să folosească acel dar care poate să le aducă Pavel. Noi toți, unii, noi toți avem daruri diferite. Și fiecare își pune darul său pe altarul lui Hristos. Dar, în momentul în care tu ți-ai împărțit darul tău cu biserica ta, toată biserica se bucură. Dacă cineva cântă frumos, toată biserica împarte acest dar și se bucură. La aceasta se referă, se referă Pavel. Ca toți să poată să folosească acest dar, fără, ca cineva să aibă mai puțin din, din acest dar. Și vedeți ce spune, se împarte și se vedea acest, acest dar. Este la, dacă vreți să citiți, Roman 5, cu 16, spune, și dar o fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcăt, deci că judecata venită a adus, la unul a adus o sândă, dar, dar o fără plată a venit urmă multor greșeli și a adus o hotărâre de iertare. Dar aici tot se referă la dar, cum am primit noi darul și ce trebuie să facem noi cu darurile noastre. Și mai departe, dacă spune să, să ne îmbărbătăm, mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă. În, dacă citiți în limba engleză și dacă citiți și în limba rusă, se, este tradus ca și mângâiere. E un pic, nu e foarte mare diferență, dar este un pic de diferență. Când prin, prin mângâiere ne putem îmbărbăta, dar să ne îmbărbătăm sau să ne mângâiem reciproc prin credința care o avem împreună. Voi și eu. Adică nu ei știu foarte bine, Pavel știa foarte bine că acești creștini din Roma împărtășeau exact aceeași credință, adică nu erau diferiți de ce propovădăia Pavel. Asta este foarte important să știm. Pentru că um, um, o să merg un pic în față. Dacă vreți să știți, toate Evangheliile au fost scrise după. Adică, vreau să spun, majoritatea Evanghelilor au fost scrise după ce Pavel și-a scris epistolele sale. Foarte posibil Marcu, care a fost prima Evanghelie scrisă și care. Matei o folosește în evanghelia sa, a fost scrisă, s-ar putea să fie scrisă înaintea epistolelor lui Pavel. Dar Pavel a scris înaintea și Ioan, evanghelia după Ioan care a fost scrisă prin anii 90, Pavel nu mai era de mult. Pavel deja era mort când Ioan a scris evanghelia sa. Și dar dacă vă uitați în evanghelii și vă uitați în epistolele lui Pavel, să vedeți că ei scriu același lucru. Se scrie despre Hristos, se scrie despre salvare, se scrie cum, dacă stați și vă gândiți, cum Pavel a știut să scrie fără să folosească vreo altă sursă. Vreau totuși să vă gândiți la acest lucru. Evangheliile nu erau scrise. Și Pavel a scris acest lucru. Și ca să se îmbărbăteze, da? adică cum adică să, să se îmbărbăteze, să se mângă reciproc, să aibă o comuniune, da, dar de ce? Ce îi ce leagă? Sau ce îi lega? Ce i lega, pe, ce lega pe, pe Pavel de această biserică? Ce avem noi în comun? Ce spuneți dumneavoastră? Ce avem noi în comun aici? Efiseni. De la, putem să știm la efiseni, este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde, a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu a Tată și Tată tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Vedeți ce au creștinii în comun. Și mai departe, și cred că Coloseni 3 cu 14 pune, cum spunem noi, punctul pe I. Coloseni 3 cu 14 găsim cea mai strânsă legătură, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșirii. Adică dragostea lui Hristos, care i-a strâns pe toți la oaltă aici. Și la aceasta vrea, din acest caz, Pavel vrea să, să, să meargă la ei. Mai departe, în versetul 13, nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Aici nu ni se spune de ce a fost împiedicat Pavel, dar totuși ca să culeg vreun rod, adică ca să, dacă citim la Filipeni 4 cu 1, unde Pavel nu știm precis că el a lucrat cu biserica din Filipe, el a avut în, în a întemeiat foarte multe biserici în reuniunea respectivă, în Filipeni 4,1 spune, de aceea preiubiți și mult doriți mei frați, bucuria și cu cununa mea, rămâneți astfel tare în Domnul iubiților. adică cu cununa lui, adică fiecare biserică, la cei ce a fost chemat Pavel, ce i-a dat Hristos pe drumul Damascului, ce i-a pus Hristos pe inimă și la ce l-a trimis Hristos să facă, Pavel a făcut cu sârguință și asta îi va fi mărturia în momentul în când va trebui să răspundă înaintea totului lui Hristos, să răspundă dacă a făcut la ceea ce a fost chemat. Dacă Hristos l-a trimis pe Pavel și a spus, mergi și du această Evanghelie la neamuri, să știți sigur că Hristos îl va întreba ce ai făcut, și dacă Hristos îl întreabă ce-ai făcut, aici spune, asta este cu cununa mea, adică cu cununa care îl va primi după ce se va prezenta în fața scaunului de judecată. Și noi nu, știem, nu știm exact, precis, de ce n-a fost, dar avem, Pavel, noi știm două, în două ocazii la faptele apostolilor, 16, 6 cu 7, spune... Despre el spune, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin Ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși ajuns lângă misia, se pregăteau să intre în bitine, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Asta este o posibilitate de ce nu au putut să ajungă până acum Pavel la Roma. Probabil, noi putem să spunem, sau foarte, poate să fie foarte corect, pentru că Hristos l-a trimis în Asia l -a trimis l-a trimis, în Grecia, la uh, Tesalonic sau uh, în alte părți, în Corint, să vestească Evanghelia. Însă nu și în Romă. De aceea vedem mai târziu că Pavel ajunge la Roma, în sfârșit, după cum a vrut, dar altă predică. Sau, sau poate găsim la 1 tesalonicieni, 2, 17 cu 20. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți de cât, câtă vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel odată și de, chiar de două ori am voit eu, Pavel, cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împedicat Satana. Că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cunună voastră de slavă? Nu, nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos la venerea lui. Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Exact la ceea ce am spus. Pavel va fi întrebat ce a făcut el cu darul, care trebuia să-l împărțească, vrea să-l și cu biserica din Roma, și ce a făcut el cu ceea ce i-a spus Hristos, l-a trimis Hristos să facă. La asta se referă el. Nu contează, că vedeți că cel rău nu doarme și el începe câte un pic, câte un pic să cipească de aici, de acolo. Dacă vreți să ascultați și care nu veniți seara la ora 6, acum se trece prin 1 Ioan, prin epistola a lui Ioan, de la 1 Ioan, toată epistola, să știți că sunt, este o explicație foarte adâncă a acestei epistole și vedeți acolo când, mai ales pastor Mai Grant, care a predicat săptămâna trecută, și fratele Alex, cu antihriștii, dacă cu antihriștii micuți, nu e cu literă mică, nu ăla cu Antichrist cu literă mare, care, cum a spus și fratele Mișa, săptămâna trecută a pomenit despre un pic de minciună. Un pic de minciună. Tu spui 99% adevăr și după asta adaugi un pic de minciună și asta face cel rău. La aceasta se referă și după masa. Fine. Versetele Pais, 14 și 15. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o dorință vie, am dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. El, ca să vedem aici, se spune foarte clar că Pavel este trimis să vestească Evanghelia grecilor a fost trimis și barbarilor, adică celor care nu credeau și altor națiuni, și celor învățați, dacă știți când a fost la Tiena, stat de vorbă cu învățații și s-a spus în fapt la postul, știm că despre asta vom vorbi altă dată. și dorea foarte mult să ajungă la Roma. Nu vreau să mă opresc foarte mult la aceste două versete, pentru că nu contează dacă ești grec sau dacă ești barbar, dacă ești învățat sau dacă ești neînvățat, nu contează dacă ești roman sau ești evreu, în fața lui Hristos noi suntem una. Nu mai sunt și spuneți dumneavoastră. Pentru că Hristos ne vede ca și copiii a lui Dumnezeu. Vreau să mă opresc un pic la versetele 16 și 17, care sunt mai importante și au un mesaj un pic mai complicat. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecare care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Aceste două versete conțin câteva afirmații. Și prima afirmație este că lui Pavel nu este rușine de Evanghelia lui Hristos. O, chestie, o afirmație foarte importantă pentru că el, Pavel, va suferi pentru această Evanghelie. Și pentru această Evanghelie au fost martirizați toți apostolii în afară de Ion. Dar și el a suferit foarte mult. El a suferit foarte mult pentru această Evanghelie a lui Hristos, pentru care, pe care Pavel încearcă să o ducă cât mai departe poate. Și el știe, pentru că dacă nouă ne este rușine de Evanghelia lui Hristos, atunci răspunsul avem în Luca 9 cu 26. Dacă cineva se rușinează de Hristos, de Fiul înaintea lumii și Fiul zi va fi rușinea înaintea Tatălui. De aceea proclamarea Evangheliei este foarte importantă. Eu nu am fost niciodată adeptul Evangheliei cu forța. Pentru că în momentul în care încep să-l evanghelizez pe cineva prea mult, se poate întâmpla unul din două lucruri. Oare persoana respectivă te va Absolut, îți va spune clar să nu mai punești niciodată în viața lui ei despre acest lucru sau va spune da și vei avea o pocăință falsă. Și mai avem și alte chestii în Matei mi se pare că 7 cu 16 spune nu aruncați mărgăritarele la porci. Sunt niște chestii care da datoria noastră să aducem cuvântul lui Dumnezeu la urechea omului pentru că Romani 10 cu 16 ne spune așa, căci credința vine urma auzirii, iar auzirea vine urma cuvântului lui, lui Hristos, amin. Am crezut că ați adormit toți. Așa e. Înseamnă că dacă datoria noastră, noi nu putem să convertim inima omului, niciodată. Datoria noastră este să ducem acest cuvânt la urechea omului. Omul, la Duhul Sfânt. Va lucra în inima omului și atunci când, la timpul lui Dumnezeu, noi nu știm când aceasta și dacă este voia lui Dumnezeu, această, această persoană se va pocăi. Dacă nu, nu. Noi nu putem face nimic. Dar dacă ne uităm, ce, ce spune Pavel? Că această Evanghelie a lui Hristos, dacă o luăm de la Geneza și terminăm cu Apocalipsa, totul este despre Hristos. Și nu este niciun fel de contradicție din punct de vedere istoric, arheologic. Nu există contradicție, este o, o, o totală concordanță între uh, Evanghelii și fiecare Evanghelie care a fost scrisă, după cum am menționat mai înainte, a fost scrisă, fiecare la timpul lui nu face altceva decât să se uite la același eveniment dintr-un unghi diferit. Pentru că două. Persoane care putem să spunem așa, care a scris, cum ar fi, un ar fi Ioan, care a fost scris mai târziu, este un pic diferită. Pentru că Ioan deja, deja la momentul în care a scris Evanghelia sa, el deja a se timp și dacă vă, veniți seara unde se spune să fiți uh, atenți la cei antihriști care aduc o învățătură falsă, deja e trecuse prin... Uh, uh, erau acei care, gnosticii, care știau, care spuneau că, aha, stați un pic, dar Hristos, de fapt, nu a fost uh, om și Dumnezeu. El a fost a avut numai o aparență să fie om, adică tu numai l-ai văzut ca și om, dar de fapt el nu era om, alții spuneau că nu, 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 el era om și Dumnezeu a coborât, a intrat în el numai la, în momentul botezului și când înainte de restignire Dumne Dumnezeu a ieșit din el și totul, numai om a murit. Astea sunt aberații foarte mari care Ioan le contrazice mult mai târziu. De aceea dacă vă uitați la, la patru, patru evanghelii, evanghelia lui Ioan e un pic diferită. Nu îi se cheamă sinoptic, nu, nu contează, It's sinoptic gospel, să așa le spune în limba engleză. Dar ce vreau să vin mai înapoi, de ce spune întâi a iudeului și după aia a grecului? Dacă știți, știți Evanghelia, să vedeți ce spune Hristos, ce îi spune femeii samaritene. Că mântuirea vine de unde? De la iudei. Vedeți ce scrie în romani, 3, ce scrie Apostol Pavel, Roman 3, 1 și 2, care este deci iudeului sau care este folosul tăierii împrejur. Oricum sunt mari. Și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost, le fost, le fost, fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Noi știm că un Ioan, Hristos a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Dar totuși Dumnezeu are un plan cu uh, poporul său. Dar aici spune că, dacă citim mai, mai, jos, puterea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu de a mântui, este în această Evanghelie. Și spune că pentru mântuirea fiecăruia care crede în tăia Deului și mai, mai, la 17, dacă citiți, deoarece în ea se descoperă o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Vedeți, noi știm că neprihărinirea noastră sau salvarea noastră, noi suntem salvați prin ce? prin, lucru, da? Nu, noi suntem salvați prin har, ca nimeni să nu se, să se laude. Pentru că dacă unul poate să facă mai mult și altul poate să facă mai puțin, înseamnă că automat în fața lui Dumnezeu, un om care face mai mult, dacă vă aduceți acel care au fost chemat să lucreze și au venit la ora nu știu cât, au fost plătiți tot atât cât și care au venit și au lucrat cu o oră mai înainte. Nu o oră au lucrat, tot aceiași bani au primit. Și ca să nu fie, să nu existe o diferență, adică iertarea noastră sau salvarea noastră, justificarea noastră, nu este dată în dar. Și pocăința este roada credinței. Pocăința vine după credință. Nu poate să fie credința înainte de pocăință. Pentru că întâi ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, ai realizat că ești păcătos, și după asta te-ai pocăit. Că nu spune că nu poate un necredincios să se pocăiască. Ați auzit așa ceva? Unul care nu-l care nu cunoaște pe Dumnezeu, care n-a realizat că e păcătos. Cum poți să realizezi că ești păcătos? Spune ca să... Legea a fost dată ca noi să înțelegem ce înseamnă păcat. Dar în același timp, ca și oameni, noi nu puteam ține, să ținem legea perfect. De aceea Hristos a trebuit să vină ca și jertfă de ispășire. Și dacă Hristos a venit ca și jertfa de ispășire și atunci Pavel propovăduiește această evanghelie a lui Hristos care omul o aude și o înțelege. Duhul Sfânt lucrează în această persoană. Această persoană crede și după asta se pocăiește. Pocăința este roada credinței. Și această evanghelie se spune că este suficientă ca să ducă la iertare păcatelor, să ducă la împăcare cu Dumnezeu, să ducă la adopt, adopție în familia lui Dumnezeu. De aceea Hristos a venit ca și jertfă de ispășire. Și atunci, noi care, sau acei care au fost salvați, care au fost justificați, noi găsim în Efeseni 1, au și fost, ce? Pecetluiți cu Duhul Sfânt. Cu arvuna Duhului Sfânt scrie acolo. Au fost pecetluiți. Atunci, cum se spune că. Și atunci, ce suntem noi? De fapt, aici vrea să, să ajungă um, Pavel. Și atunci noi vorbim despre. despre poziția și despre condiția noastră. Despre poziția. Despre poziția noastră în fața lui Dumnezeu. Noi suntem justificați prin credința noastră în Hristos. Asta este poziția noastră. Adică noi putem, cei salvați, Puteți să spuneți că încă un pic și veți sta la dreapta Tatălui și dumneavoastră. Pentru că cei salvați avem nădejdea vieții veșnice, nu? Amin? Amin. Și atunci, dacă cei, poziția noastră în cer, noi suntem salvați. Însă, condiția noastră pe acest pământ, noi suntem cum? Păcătoși. Eu. Uh, 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 e explicație o aduce Martin Luther și spune, este o explicație în limba latină și spune Simul justus et precator, adică în același timp justificat și păcătos. Este un, mai mult teologic este un fel de explicație, dar noi nu putem să spunem că noi suntem sfinți. Da, noi suntem sfinți pentru că Hristos ne-a sfințit pe noi, nu pentru că noi suntem sfinți. La aceasta vreau să mă refer. Și asta nu scuze păcatul în viața unui creștin. Dar niciodată un creștin nu poate să spună că eu n-am păcătuit. Și vă aduc câteva dovezi. Galateni 5 cu 17. Ce scrie acolo? Că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Și haideți să citim, dacă vreți sau dacă vrea David să pună la 1 Ioan, 1 cu opt. Dacă zicem că n avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Roman 3, 23, că toți au păcătuit. Nu spune unii și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani, dar care este diferența? Atunci, care, care este diferența? Romani 6 cu 12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Aici e diferența. Pentru că aici nu scrie ce păcat este voie. Că nu este voie nimic. Dar noi știm și la 1 Ioan 2, 1 cu 2, 1 Ioan 2, 1 cu 2 și spune dacă, să nu păcătuiți, dar dacă cineva, Înseamnă că acest cuvânt, dacă, pune posibilitatea ca un creștin să păcătuiască. Atâta timp cât ești în acest trup. Chiar dacă spui că n-ai păcat, înseamnă că ai mințit. Ieșirea de situație, ieșirea din situație spune că avem o ieșire. În primul rând, să mergem la Hristos, care este mijlocitorul și avocatul nostru, și să mărturisim că am păcătuit și după asta să ne întoarcem la Romani 6 cu 12 și să nu mai lăsăm acest păcat să domnească în viața noastră. Asta este la ce am fost chemați. Sigur că suntem chemați la sfințenie. Sigur că suntem chemați să nu păcătuim. Dar în momentul în care te-ai gândit că eu n-am niciun păcat, ai și păcătuit deja. Că nu scrie nicăieri, scrie că dacă trebuie să mergi să omori pe cineva ca să spui că ai păcătuit. Și dacă te-a întrebat cineva, te simți bine? Spun, da, foarte bine. Înseamnă că tot ai mințit dacă nu te simți bine. Nu contează. Dacă ai văzut la cineva ceva și ai spus că, aha, dar persoana respectivă are, dar eu nu am, ce e asta, fraților? Asta este invidie. Cel mai vechi păcat este invidia. Mândria și invidia. Cel mai vechi păcat este mândria și invidia. În momentul în care v-ați mândrit, în momentul în care ai spus eu sunt mai bun decât, nu știu care, ați și păcătuit. Aici nu se referă că Pavel nu spune că noi trebuie neapărat să, nu știu, să dăm în cap unui, cu, cuiva unui de pe stradă sau alte, ați păcătuit. Atât cât ai păcătuit cu mintea sau cu fapta. Suntem păcătoși. Dar, dar, avem această, acest avocat avem pe Isus Hristos, care nu face altceva decât să mijlocească pentru noi, dar iertarea și justificarea are putere atunci când mărturisești. Nu poți să spui că lasă că Hristos o să mă, nu știu, o să mă ierte, sau te duci să spui că o să fac un lucru bun ca să acoperi păcatul meu. Nu există așa ceva. Numai păcatul mărturisit este iertat și, Roman 6 cu 12. Să nu mai domnească. Acolo nu scrie să nu mai veți păcat. Scrie să nu mai domnească, adică să nu mai mergi tot așa. Și numai atunci noi putem să spunem că nu în puterea noastră, dar numai prin Iisus Hristos noi suntem justificați. Și prin credința în, în, în El avem acces, prin El avem acces la Dumnezeu. Sunt niște lucruri care am vrut astăzi să le e, subliniez și... Dacă, ca să închei, și aici tot de la Martin Luther vine o explicație care îmi place foarte mult și, ca să înțelegeți dumneavoastră, este vorba de două, îi spune de o justificare, este o justificare pasivă și o justificare activă. Justificarea pasivă noi o primim în dar, de la Dumnezeu, prin, Hrist prin credința noastră în Hristos. E o justificare pasivă. Tu n-ai făcut absolut nimic ca să câștigi această justificare. Însă, justificarea activă, de, justificarea pasivă de naștere justificării active. Cei ce faci tu mai departe este, este, foarte important. Și cei ce faci tu în Galaten 6 cu 1, acolo scrie ce trebuie să facem noi. Asta e cel mai important. Dacă vreți să mergeți și la Iacov, scrie dacă o să învățăm săptămânile astea din Iacov, să vedeți ce trebuie să facem noi, cel iertat, dacă tu faci tot aceleași lucruri care le-ai făcut tu vechi, cum ai fost înainte, înseamnă că nu mai ești un om schimbat. Fiecare Dumnezeu, fiecare Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea claritate în lucrul acesta și vă foarte mult să citiți aceste pasaje, să cautați cuvintele cheie, să, să recitiți um, ceea ce a scris Pavel și să le conectați cu alte epistole pentru că cuvântul Dumnezeu niciodată nu se contrazice. Amin.